Văzut. A fost construit în 3 zile și jumătate de muncă asiduă și aici principalii vinovați sunt acești copii minunați. Alături de domnilor profesori pe care o să-i invit în scenă și încep așa, că-l văd primul. Pe domnul Marius Epure de la Brăila, Palatul Copiilor Brăila. De la Palatul Copiilor Ploiești, pe domnul Sorin Petre. De la Liceul Tehnic Buzău, pe doamna Carmenuța Dănase. De la Clubul Copiilor Găiești, pe Marian Grigore. Așa, ia să vedem cât sunteți. De la
Casa de Cultură Costa, județul Argeș, Cristi Călin. O să se ocupe un dansator de primirea premiului, pentru că este ar fi inuman să nu premieze acești copii care au muncit și care au depus un volum mare de muncă și au acumulat un volum foarte mare de informații. Este o activitate mai mult decât educativă, aș spune eu, pentru că am muncit zi lumină, în pauze dumnealor nu se opreau, continuau să lucreze, la fel și după program, adică asta însemna 10:30 seara. Și bineînțeles și subsemnata, și eu fac parte din aceeași echipă. Aplauze.